Slăviți să fie Domnul! Amin. Mă simt deosebit de onorat să fiu invitatul dumneavoastră. Ori de câte ori sunt cu voi, am o mare bucurie. Și ori de câte ori sunt cu voi, împlinesc un verset din Sfânta Scriptură, din Psalmul 2, și anume versetul 11, care spune: bucurați-vă tremurând. Aș vrea în ziua de astăzi să avem un cuvânt de învățătură. Isaia capitolul 26, primul verset la care voi face în mod special referire, spunea: în ziua aceea se va cânta următoarea cântare în țara lui Iuda. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Despre această cetate și despre zidul acesta aș vrea să predic în dimineața aceasta. Noi, în mod privat, suntem, fiecare persoană în parte, îi comparat cu o cetate. Proverbe 25 cu 28 spunea: omul care nu este stăpân pe sine ca o cetate surpată și fără ziduri. Deci un om este comparat cu o cetate. Dar și o mulțime, adică biserica Domnului comparată cu o cetate, întrucât Domnul spunea în Matei capitolul 5, versetul 14: voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Deci biserica din Elim, Timișoara, este asemănată cu o cetate, o cetate așezată undeva pe o mare înălțime, și ăsta este un mare adevăr. Înspre Elim, Timișoara, privesc mulți. Sunteți ca un reper nu numai la nivel național, dar chiar mondial. Sunteți cunoscut ca o biserică etalon, într-un fel. Și aș dori ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Voi nu puteți rămâne ascunși. Noi nu putem trăi ca Daniel Sihastru în chilia lui. Automat ieșim. Și un ucenic al Domnului care poate să rămână mult ascuns, eu cred că nu-i ucenic. Se spune de Nicodim că într-o noapte, cu teamă, a venit la Hristos Mântuitorul în acea convorbire teologică. Dar Nicodim nu a rămas la stadiul acesta. Când Hristos a fost răstignit, el ziua s-a dus la dregător și a spus: dă-mi-l mie să-l mormântez. O ieșit la iveală ucenicia lui Nicodim. Vorbind de biserica aceasta, de biserica Domnului, în mod general, eu aș vrea să vă spun că noi avem o mare responsabilitate. Știți, în Psalmul 69, parcă acolo în verset 6 spunea: numai să nu rămână de rușine din pricina mea cei care se încred în tine. Să nu roșească de rușine din pricina mea, spunea psalmistul. Noi facem parte dintr-un întreg. Noi reprezentăm o colectivitate. Și când cineva se uită la mine, își face o imagine despre biserica din care fac eu parte. Cândva un tânăr, părăsit de iubită, s-a împușcat în post, era santinier, s-a împușcat. Am citit articolul. Știți cum era titlat articolul? Probleme în armata română. Adică de ce erau probleme în armata română? Ce avea un plutonier de la Calafat că unul din sighetul marmații s-a împușcat? Nu, dar soldatul ăla reprezenta într-un fel toată armata română. Eu, ca și om, umblând încoace și încolo, sunt perceput de cei din jur ca fiind pocăit și într-un fel ca un exponent al pocăniților. Se uită oamenii la mine și spune: ăla-i pocăit. De aceea trebuie să fim foarte atenți, fraților. Foarte atenți și Dumnezeu să ne ajute. Noi suntem puși sub lupă, suntem studiați de ceilalți. Un frate bine cunoscut la nivel național, cred că o predica și aici, povestea că era în primăria din orașul său să plătească ceva impozit. Și era o coadă mai lungă, un rând mai lung. El sta liniștit la coada aceea, dar o doamnă la care chiar era în față îi spune: domnul, vă rog, veniți în față și plătiți, că dumneavoastră aveți atâtea probleme. Și fratele se uită: dar mă cunoașteți? Da, vă cunosc, cum să nu? Păi eu pe dumneavoastră nu vă cunosc.
Oh, dar suntem vecini cu blocul. Metali, ești omul ăla care ai mulți copii și dimineața cu Biblia în mână vă rucați într-un bus și plecați la biserică. Vai ce copii buni aveți, vai ce copii educați. Și omul ăsta spune, măi, eu n-am văzut-o pe doamna asta niciodată. Știți că oamenii pe noi ne cunosc foarte bine? Mie mi se întâmplă lucruri așa ciudate într-un fel. Mă întâlnesc cu frați, cu surori, cu necunoscuți. Mă salută, pacea Domnului, ce faci frate Dragoș? Câte unul mă întreabă, mă cunoști? Și îmi spun, dacă îmi spui cine ești, am să te cunosc, că nu pot să spun altfel. Eu acum predic Evanghelia, toți vă uitați la mine, eu nu vă pot ști pe tot. Ba încă mi s-a întâmplat, odată eram în magazin și vine o soră și eram cu nevastă, o prinde, o sărută, pace, soră. După ce pleacă mă întreabă nevastă-mea cine? Habar n-am. Păi n-am de unde. De-aia eu trebuie să fiu foarte atent. Dacă fac un compliment și depășesc numai cu un milimetru granița, în spate cineva care mă știe, că eu predic. Și spune, domnule, râdea cam mult. Odată cineva într-un grup de frați a spus o glumă, o glumă nevinovată. Iar unul din tovarășii noștri așa râdea și ținea cu mâna de burtă. Și a spus, măi, un pic mai încet râsul, că se uită niște oameni la noi, acum te vede tăvălindu-te pe jos de râs și duminică te vede la cina Domnului, luați mâncați. Și îi pare mare contrastul ăsta. Așa aș dori ca pe dumneavoastră și pe mine să ne ajute Domnul să ne apărăm imaginea noastră de oameni pocăiți. Pentru că nu știm cine se uită la noi, peste toți se uită Dumnezeu. Eu recent, acum vreo câteva săptămâni, două, trei să fie, am fost invitat la o căsătorie, trebuia să fiu de la 3 la 5, în județul Botoșani. Și am mers, am plecat la timp, eram cu două fete ale mele în mașină și când am ajuns la calea ferată, să așează, domnule, bariera. Dar eu eram în criză de timp deja. În fața mea niște șoferi așa de greu mergeau când venea să-i împing eu cu bara din urmă. Dar ei s-au oprit, s-au pus bariera și a trecut un tren cu vreo 30 de vagoane. Așa de greu mergea trenul și eu am spus, băi, câți nervi fac mecanici ăștia de locomotivă. Și nevastă-mea, fata îmi spune, dar pe cât s-a enervat tu? Eu zic, nu, că eu trecem mai repede. Nu e asta problema. S-au adunat poate 100 de mașini la barieră. Și pe când stam la barieră, eu eram al patrulea din coloană. Un șofer cu număr de Anglia ne depășește pe stânga pe toți și se oprește primul la barieră, partea aia la alta. Cineva îmi spune mie, ăsta a uitat că e în România. Eu i-am luat apărarea, poate să grăbește, hai să fim buni cu el. Zic, bine domnule, hai că te ascult. Pe când vorbeam așa, vinea două mașini, tot partea aia. A treia, a patra, și a patra ajunge în drept cu mine. Eu eram în criză de timp, eram așa de supărat și am dat geamul în jos, n-am vrut că-s păstor, am vrut așa să-i arăt. Băiatul, și eu sunt în trafic ca și tine. Dar până am dat eu geamul la mașina mai veche, puștanul ăla de acolo, dat înaintea mea. O dat geamul în jos, întinde mâna, pacea, domnul frate Dragoș. Eu am spus, pace. Și totuși i-am spus, băi, nu-i frumos ce faci. Frate Dragoș, mergem la o nuntă, primul îi mirele. Ne-au ținut în Salcea o oră și jumătate, blocați în trafic, n-ajungem la nuntă și ne cerem voie să... Nu. Dar dacă spuneam eu altceva, frații mei, vorbim de cetate, cetatea aceasta are un zid. Despre zidul ăsta aș vrea eu să vorbesc. Pentru că oamenii se uită la noi, ei trec, trecători, nepăsători, curioși, răufăcători, trec pe lângă cetate și se uită la noi. Cum arată adunarea din Elim, pocăiță din Elim? Cum arată? Sau dacă vreți, acei din Bosanci, din satul meu. Eu am spus că zidul ăsta delimitează proprietățile. E un zid pus între biserică și lume. Dacă vreți, e un zid al cunoașterii. Când 2 Corinteni 5 cu 16, Pavel spunea, așadar noi nu mai cunoaștem de acum pe Hristos în felul lumii. Și dacă l-am cunoscut așa, nu-l mai cunoaștem așa. Lumea are un fel a ei în care îl cunoaște pe Hristos. Ei au căzut de acord asupra unor idei, asupra unei teologii, s-au grupat și au practicile lor.
Asta îi ține pe ei grămadă. Pocăințe, penticostale botezați cu Duhul Sfânt, au doctrina lor, învățătura lor, ne-am grupat și spune că noi nu-i cunoaștem ca ei. Zidul ăsta delimitează biserica de lume. Și acum oamenii din lume se uită să vadă cum arată biserica. Cum arată zidul ăsta care îi înconjoară într-un fel biserica lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun cum ar trebui să arate zidul ăsta. Despre cunoașterea asta aș vrea să vorbesc. Spune cuvântul Domnului Roman în capitolul 16 cu versetul 19. Aș vrea să și citesc cuvântul acesta și Biblia spunea așa. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Deci când se uită oamenii la zid, că ei se uită din exterior, asta e înfățișarea adunării. Se uită, se comentează oamenii și spun, domnule, acolo nu știu ce se face, ce se întâmplă, dar ascultarea e la înălțime. Ascultarea voastră e cunoscută de toți. Doamne, fă să fim ascultători, amin? Amin. Pentru că în fapt este ascultare de Dumnezeu, spunea Petru și Ioan, judecați voi singuri, noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Și aș dori ca ascultarea noastră de Dumnezeu să fie în fiecare clipă și să fie la înălțime. Și voi cei de la Elim, din adunarea asta, să ascultați de Dumnezeu, amin? Amin. Este ascultarea de părinți? Noi avem niște copii extraordinari. Pentru că în Efeseni 6 cu 1 spune, copii, ascultați de părinți în voștri în Domnul. Și noi copii avem, așa i-a dat Dumnezeu stare ascultători. La noi copiii în adunare sunt foarte cuminți. Și aici văd că tot ascultători stau și cântă foarte frumos să-i binecuvinteze Domnul. Amin. Noi am avut nopți de vechi și o sta copiii până la 3 dimineața și spunea cineva, un musafir, măi, dar copiii voștri nu ies afară? Nu! Eu la copiii mei le-am spus să stea cu minți și ei stau cu minți. Și până nu spunem adunarea se eliberează, ei nu ies din adunare. Nu e un lucru bun. Dar să-i vezi acasă când spun, du-te, fă aia, se duce. Măi, vină încoace și vine. Iacob, cât 1 cu 19, orice om să fie gramnic la ascultare. Ei se grăbesc în a asculta. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Asta trebuie să vadă oamenii la noi. Ascultarea, frații mei, înseamnă și ordine, și disciplină. În Evrei 13 cu 17 spune așa, ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, ca unii care privegează asupra sufletelor și care au să dea socoteală, să facă lucrul acesta cu bucurie și nu suspinând, că așa ceva nu va fi de niciun folos. Există ascultare de mai marii voștri aici la adunare? Cât despre voi, ascultarea voastră îi cunoscută. Eu vorbesc de lucruri care trebuie să le cunoască oamenii. Când se uite la noi, impactul ăsta al privirii lor se spune, Domnule, extraordinar, cât e de ascultătoare adunarea asta. Un prieten de-al meu, păstor, a invitat un frate. Dacă vreți, vi-l spun că îl cunoaște, fratele Axinte Octavian. Într-o adunare, dar nu i-a spus nimic, nimic, nimic. El se pleacă pe genunchi și se ridică fratele Octavian și spune, măi, mi-a arătat Domnul că aici la voi nu-i ascultare de mai mari voștri. Dar cineva, ca să se îndreptățească ca un cărturar, o întreba, dar cine e mai marele nostru, frate? Aici Domnul Iisus e mai mare și noi toți suntem frați. Și pentru că el era mai vocal, fratele îi spune, citește Efeseni 4 cu 11. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Ăștia i-a dat Dumnezeu. Nu sunt ăștia mai mari? Se spune, noi nu avem mai mari. Măi frate, citește Evrei 13 cu 17. Ascultați de mai mari voștri. Și el spune, frate, de unde ai învățătura asta? Măi oameni buni, eu n-am fost la voi niciodată, nu vă cunosc. Domnul mi-a spus că nu ascultați de mai mari voștri și eu plec acasă. Și îi spune la păstor, mă, mi-a spus că mergem la o biserică. Unde m-ai adus tu? Că dacă n-aveți mai mari, nu-i biserica aia. Că dacă nu sunt darurile și slujbele, sunteți un club select, sunteți orice, o asociație, dar nu biserică. Că în biserică sunt mai mari și trebuie să avem și ascultarea asta. Amin?
După câteva zile, nu după mult, adunarea s-a rupt în două, e ruptă și în ziua de azi. Cei care au plecat să ceartă între ei, ăia care au rămas să ceartă între ei, când că ei n-au pe nimeni mai mare. Ei tot sunt egali. Dar asta nu-i după Scriptură. Cât despre voi, cei de la Elim, ascultarea voastră e cunoscută de toți oameni. La noi se pocăi că ascultarea înseamnă ordine, disciplină, administrație bună, înseamnă mai mult. La noi s-a pocăit o femeie din sat, o femeie mai în vârstă, a venit, a cerut botezul și frațul întreba, sora Valeria, ce te-a făcut prin dumitare să te pocăiești, să vii la pocăiți, la adunare? Și ea îi spune, vă spun ce m-a adus pe mine la voi. Am fost la câteva mormântări și tare mi-a plăcut cum duceți mortul la groapă. Ne-am uitat unii la alții, v-am urmărit coriștii, stau în rânduri așa ca în armată câte șase și v-am numărat, nicăieri nu erau șapte. N-am văzut copiii voștri să sară peste șanț, la noi să merge pe drum. Aveți oameni din ordine, toți se așează coloană în spate și a spus, măi, cu oamenii ăștia-i Dumnezeu, cât tare ascultă. Și femeia o lua botezul, a rămas pocăită, Domnul a chemat acasă nu cu mult în urmă, s-a pocăit că noi ducem frumos mortul la groapă. Nu de asta. S-a pocăit pentru că frații din Bosanci, țărani simpli, au dat dovadă de ascultare. Și când li se spune ceva, ei așa fac. Să ne ajute Domnul și pe noi, amin? Cât despre voi, ascultarea voastră e cunoscută de tot. Și când se uită oamenii la zidul ăsta, că nu-i nicio filozofie să vă spun că zidul are două fețe, una exterioară și una interioară. Acum vorbesc de fața exterioară, ce cunosc oamenii la noi privit de undeva din exterior. Și deschidem iară Sfânta Scriptură în cartea Filipeni, capitolul 4 și versetul 5. Blândeța voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Știți cum arată pocăiții de la Timișoara? Voi tare sunteți blânzi. Amin? Păi blândeța voastră trebuie să fie cunoscută de toți oamenii. Și dacă unul nu-i blând, ăla nu-i pocăit. Când se uită un om din lume la mine, că lucrează cu mine, merge cu avionul, sunt în aeroport, în tren, pe câmp, lucrez. El când se uită la mine, spune, măi, ce om blând ăsta? Pentru că eu am cercetat problema blândețe, am vrut să văd ce e blândețe. Și în dicționar scrie, însușirile omului blând. Dar nu m-a lămurit. Și m-am dus să văd ce e la un om blând. Și citiți acasă în dicționarul limbii române, să vedeți cum arată un om blând acolo. E un om de bine, un om bun, un om pașnic, mai multe caracteristici. Și noi așa trebuie să fim. Omul blând are aspect de om blând. Eu tot mă uit deodată, măi, eu sunt blând. Acum când mă duc în oglindă, îmi fac o față blândă. La amvon vreau să par blând. Dar eu vă provoc la altceva, când bărbatul strigă odată tare acasă, pune un pic oglindă în față. Să vadă el cât e de blând. Sau când sora nu se supune și are o mii de argumente ca să nu se supună. Frate, pune un pic oglindă așa, uite. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Blândețea e ceva interior. Spune Petru 3 cu 4, parcă. Podoba voastră să nu fie podoba celor de afară, care stă în împletitura părul, purtare de sculă, de aur, îmbrăcarea hainului, ci într-un duc blând și liniștit. Deci Duhul din noi trebuie să fie blând, blândețea e o stare lăuntrică, Psalmul 23, paharul se umple cu blândețe și dă peste el și vine Pavel Coloseni 3 cu 12, astfel ca niște aleși al lui Dumnezeu, spinși și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de bunătate și spune acolo cu blândețe. Blândețea din mine dă în afară și exteriorul meu, blândețea e comparată cu o haină, haina blândețe. Așa arată un om pocăit în Timișoara, așa arată o fată blândă, așa arată o soră. La mine o soră din sat, avea bărbatul lucra în Viena, avea viză Schengen,
Îi trebuiau niște acte și nu se putea duce ea, că ea nu avea viză. Și ce s-a gândit ea? O veni până în Timișoara, cu un plic de acte, și este un tren care pleacă București, Timișoara, Arad, și se duce Budapesta, Viena. Și ea îmi spune mie, m-am plimbat pe peron odată încolo, odată înapoi, să văd dacă este vreun pocăit. Și se oprește în drept la un bărbat și spune, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți pocăit? Și el spune, da, dar pe ce se cunoaște? Și ei spune, aveți așa față de om pocăit, păreți un om blând așa. Zic, dar de ce mă întrebi? Uite, trebuie să dau niște acte, acte în original, soțul meu e la Viena, mergeți la Viena, da, vă dau actele și soțul vă așteaptă acolo. Și eu dat actele și omul i-a dus, bărbatul l-a așteptat și ea a venit și mi-a spus mie, măi, m-am întâlnit cu un frate la Timișoara, am vorbit cu el, l-am cunoscut dintr-o mulțime că-i pocăit. L-am întrebat, i-am dat actele și el m-a întrebat pe fratele Dragoș Croitoru, îl cunoști, că-i prieten cu mine. Dar acum nu vă mândriți că nu era timișorean. Ăla de pe peron din Timișoara merge la Viena numai să ia trenul de aici. Era un prieten de-al meu și după ce sora asta mi-a povestit, m-am gândit, băi, chiar așa e. Dacă îl caracterizează ceva pe păstorul ăsta, că e păstor într-o adunare mare, când te uiți la el, e blând, om. Tot e blând la el. Și așa trebuie să fim noi. Amin? Blândița voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Că omul blând are aspect de om blând, are acțiuni de om blând. În 2 Timotei 2 cu 24 spune că robul Domnului trebuie să fie blând, dar de ce? În versetul 25, să îndrepte cu blândețe. Pentru că omul blând îndreaptă, dar o face cu blândețe. Galateni 6 cu 1, frații mei, dacă cineva din voi a căzut deodată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicesc, să ridicați, cum? Cu duhul blândețe. Mă, dacă e căzut, nu-l mai lovi și tu. Nu știu dacă v-am povestit, la noi era un frate, era comunit acum recent, pe care eu l-am vizitat, un extraordinar cunoscător al Scripturii. Când am fost la el acasă, avea pe masă 20 de caiete așa de groase, scrise de mână, intitulate Gânduri din Scripturi. Dar numai esență totul. Și un băiat de-a lui a făcut o greșeală, l-am chemat să-l judecăm la comitet, era tot comitetul pe scaun, el sta așa în față, și el predica foarte frumos. Și a început a plânge în fața noastră, era un om în vârstă. Și a spus, fraților, acum când mă judecați, vă rog frumos, fiți ca preotul și ca levitul. Eu am crezut că el a greșit și mă miram că el a greșit. Cunoaște așa de bine Biblia. Și eu am vrut să spun, nu frate, ca samariteanul vrei să spui. Dar el spune, mă, nu-i la îndemâna oricăruia să fie samaritean. Nu toți au vin cu ei, n-au toți unde lemn. N-au timp toți să se oprească, nu toți se duc să-l ia pe ăla plin de sânge, n-au toți bănuți la el să-l dea la hangiu. Știți ce vă rog? Fiți ca preotul și ca levitul, treceți pe lângă mine și nu mă mai loviți și voi încă o dată. Și a spus, mai mare dreptate avea omul ăsta. A spus, frate Gheorghiță, uite așa o să fim, dacă încercăm să fim leviți. Dar cuvântul Domnului spune, voi care sunteți duhovnicești, ridicați, dar cu duhul blândețe. Voi îndreptați, dar cu duhul blândețe. Pavel merge până acolo în 2 Timotei 4 cu cât cu 2, spune, mustră, ceartă, îndeamnă, cu toată blândețea și învățătura. Amin? Odată predica la noi un frate, dar avea și sprâncenele mari și s-au împreunat aici și așa de tare, așa de tare țipa și așa de nervos, și a spus, fraților, eu vă mustru. Și mi-a spus, nu, tu nici cerți acum, că între certare și mustrare numai un pas, dacă nu le știi limita, depășești granița. Și vine Pavel și spune, mustră, ceartă, învață cu toată blândeța, să ne ajute Domnul, amin? Așa arată omul blând. Despre Moise se spune că era cel mai blând om de pe fața pământului. Când? Când l-a lovit pe egiptean și l-a îngropat în nisip? Nu, nu, nu. Când Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina lui cumnată sa, că Moise avea o etiopeancă, probabil o femeie de culoare. Și a spus, destul Moise, și pe noi vorbește Domnul, nu numai prin tine.
Și culmea că nu arată Biblia că Moise s-a supărat. Dar când Maria o vorbi de rău pe căpetenie, cuvântul spune clar. Și Domnul a auzit. Și când o auzi, Domnul, a lovit-o cu lepră. Și Maria e albă de lepră, din creștet până în tâlp. Și vine Aron și spune, vai, Domnule Moise, roagă-te. Și Moise spune, Doamne, iartă, Doamne, vindică. Și apoi spune acolo că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. Atunci a ieșit la iveală caracteristica asta. Să ne dea Domnul blândeță, amin? Blândeța voastră, așa e pocăința, de fapt. Așa a fost pocăința părinților noștri. Așa a fost pocăința bunicilor noștri. Când au fost condamnați pe 25 de ani la Cernăuț, aminteau frații și i-am cunoscut bine, de la bunicul meu și până la altele, cu lacrimi în ochi mulțumeau lui Dumnezeu. Nu s-au răzvrătit, n-au blestemat, nu s-au certat, au acceptat voia lui Dumnezeu și erau atâta de blânzi. Să ne dea Domnul și nouă blândețe, că blândețea e de mare valoare. Spune acolo în Petru 3:4, un duc blând și liniștit care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Că de fapt Galateni 5:22, roada Duhului este blândețea. Și mă rog Domnul azi la toți, de la părinți până la copii, de la bunici până la nepoți, să rodească în voi blândețea. Doamne ajută-ne la aceasta. Bine, blândețea e asociată în Sfânta Scriptură cu răbdarea, că dacă n-ai răbdare, n-ai cum să fii blând. În Matei 11:29, învățați de la mine, spunea Domnul, că eu sunt blând și smerit, că e asociat aici cu smerenia, un om mândru, n-are cum să fii blând, numai omul smerit e om blând. Psalmul 45:4 acolo, războinii viteazi, uite în carul tău de biruință, încinge sabia, podoaba și slava, fii biruitor, apără adevărul, blândețea și neprihănirea. Aici blândețea e pusă între adevăr și neprihănire. Surori cu astea două. Și mă rog un singur lucru, celor de la Elim din adunare, să le dea Domnul blândețe. Amin. Cât despre voi, ascultați, uite oamenii de pe stradă la voi, cât despre voi ascultarea voastră, îi cunoscută de toți. Blândețea voastră îi cunoscută de toți oamenii. Și merge mai departe. Ce ar trebui să mai cunoască oamenii la noi? 1 Timotei, capitolul 5, citim versetul 9 sau 10, trecem direct. Să fie cunoscută pentru faptele ei bune. Aici vorbește de văduve. Dar faptele bune nu sunt numai pentru văduve. În Filipeni 4:8, Pavel spune așa, încolo, frații mei, acum se referă la bărbați, încolo, frații mei, tot ce-i drept, tot ce-i curat, tot ce-i... Și orice faptă bună încheie și orice laudă. Că faptele bune sunt și pentru surori, faptele bune sunt și pentru frați. Dar faptele astea bune trebuie să fie cunoscute. Ca să fie cunoscute, întâi trebuie să le facem. Nu ne spunem aici pe la milostenie, ce face dreapta nu știe stânga, aia e milostenia. Dar sunt fapte care le face adunarea din Elim, pe care dumneavoastră le faceți și mulți trebuie să le cunoască. Eu sunt bine încredințat că voi aveți fapte multe. Că fapte bune nu numai să ajuți un nenorocit atunci când o căzut la Ananie, nu. Fapte bune, dacă vreți, uitați-vă contextul, îi spune așa, să fi crescut copii. Știi că a primi copii în familie și a crește copii, e o faptă bună. Odată predica în Ițican, Suceava, un frate, drept nu era prea blând, că era un ultraconservator. Dar a spus o vorbă și m-am gândit la ea și a spus, măi, învățătura e bună. Și el spune, fratele, eu cred că ar fi o mare nedreptate la Dumnezeu că atunci când va fi răpirea, să meargă Domnul într-o familie la o mamă cu 10 copii, obosită și cu cearcăne la ochi, că un băiat are febră, că unul are roșu în gât, că unul nu a terminat temele și să o găsească la miezul nopții legănând pe asta și să meargă în altă familie să găsească o soră cu telecomanda în mână, urmărind nu știu ce telenovele și să-l iei pe amândouă la un loc și să fie veșnic amândouă. Și spunea fratele, după mintea mea de om ar fi o nedreptate. Și Biblia vine și spune aici, să fi crescut copii,
că asta e o faptă bună. Doresc ca Domnul să binecuvinteze familii de aici cu copii, cu copii ascultători, cu copii sănătoși și mamele astea să tață să crească copii, amin? Să fie primitoare de oaspeți. Eu mulțumesc gazdelor mele, sunt la înălțime ca de fiecare dată. Să fi spălat picioarele sfinților. Și acum, aici mi-a povestit un frate care a fost recent la voi, conducător de adunare. Se spunea că de la ei din sat, un om a plecat tocmai la munte, la Brodina, să cumpere o vacă. Noi suntem, era de la țară. Și-a luat, nu erau mijloace de transport de mult, și-a luat omul vaca de funii, și-a mers cu ea toată ziua și l-a apucat în serarea în comuna Vicovu. Când a văzut că e noaptea, o bătut la prima poartă. Și-a bătut la poartă și-a ieșit gospodarul afară, a spus omule, eu vin pe jos, că sunt om năcăjit, n-am, m-a apucat noaptea aici, primește-mă la tine în curte, eu dorm undeva pe fân și dimineața mă duc mai departe. S-a întâmplat că omul ăla era pocăit și-a spus vin în curte. O dus vaca în graș, i-o dat apă, i-o dat mâncare, i-o dat așa știu. Iar dumitale nu dorm pe fân. Eu am în casă și dumitale dorm la mine în casă. Nu lăsați că s-o... Nu, nu, nu. L-a luat în casă, l-a pus la masă, după ce a mâncat. Fratele acesta pe care îl chema Chelba Vasile și pe care îl știi, a luat un lighean de apă, un prosop și a spălat picioarele. N-a drumețul ăla obosit. Omul, lăsați, Domnul, nu trebuie, vai de mine. Domnule, eu stăpân în casă. Eu spălat picioarele, dimineața a plecat. Și spunea fratele Moloce de la Calafindești, că au trecut câva ani și la Calafindești o mormântare. Lumea din sat venită, tătă, că murise un frate tânăr, predicator chemat Vasile Chelba. Și predica fratele Chelba Evanghelia. Și la poartă un grup de ortodox sta acolo și mai comentau. Dar unul se uită, spune, băi, tăceți din gură. Voi știți cine e omul ăsta? Ăsta m-a luat la el acasă, ăsta m-a pus la mâncat, ăsta mi-a spălat picioarele. Și se duce, spune, eu mă pocăiesc. Și tot grupul acela de oameni s-au pocăit și au rămas pocăiți. Mi-a povestit fratele Vasile Moloci, care e păstor acolo. Și-a spus, măi, ce înseamnă să fii pocăit? Faptele voastre bune să fie cunoscute de toți, ascultarea voastră cunoscută de toți, blândeța noastră cunoscută de toți, amin? Eu odată provocam frații și spuneam, măi, lucrez pe șantier și ai un salahor, un zilier luat și tu stai pe schelă și ăla nu-ți mai aduce găleata cu mortar. Cum îl strigi? Că trebuie să-l strigi, să vii, că ăla fumează. Îl doare pe el capul că... și el fumează. Tu cum îl strigi? Îl strigi tare ca să audă, nu? Dar îl strigi blând ca să cunoască că tu ești pocăit, nu? Când ești patron și stai în birou, noi avem multe tiruri la noi în sat. Și aproape toți acolo la noi au tirul. Și am spus și îți dă șoferul telefon, domn șef, am agățat prelata la tir și am rupt-o. Să vezi patronul, nu-i nimica, măi, lasă, punem altă prelată, nu? Păi el trebuie să cunoască că șeful lui e pocăit și blândeța emană, așa, blândeța din el. Eu vă vorbesc lucruri practice. Și acasă, fratele meu, trebuie practicată blândeța și trebuie practicate faptele bune. Când nu-i mâncarea gata, când ceva nu-ți convine, fii blând, frate. Când ceva nu-ți convine, fii blândă, soră. Copii, că nu vă place ce vă spun părinții, nu trântiți ușa, nu-i întoarceți vorba, nu spuneți că sunteți depășiți acum, nu, nu. Și la copii blândeța trebuie să fie cunoscută, și la copii faptele bune, și la copii și la oameni mari, ascultarea noastră să fie cunoscută de toți. Doamne, ajută-ne la asta, amin? Deci când se uită oamenii din afară la noi, se uită la partea exterioară a zidului. Și ei observă că la pocăiți, ascultarea la loc de cinste. Blândeța ne caracterizează pe noi și multe, multe fapte bune. Spuneam că la noi, înainte când s-a turnat temelie la casă, spuneam noi să toarnă așa cu claca. Se ridica un tată în adunare, dacă mă ajută miercuri, vreau să torn un pic de temelie. Și odată, eu când am turnat, n-am chemat în adunare, am chemat în mod privat 18 prieteni și au venit vreo 40 ceva că au auzit, dar și eu am fost la alță. Dacă l-a turnat un prieten al meu temelia la casă,
S-a ridicat fratele Ion și a spus: fraților, fratele Sava toarnă temelii la casă. E copil orfan, tatălui a murit la 50 ceva de ani, un bun predicator, bun în adunare, un învățător ca un tată, și ar trebui să mergem toți. Știți câți au venit în ziua aceea? Toată adunarea. Putea să cânte și corul, dacă vreți. Toată adunarea, înainte se turna greu cu lopata, și era un om din adunare care îi lămurea pe frate să se ducă acasă, că n-au ce face. Frații mei, n-aveți toți ce face, rămâi câțiva și restul duceți-vă acasă. Câțiva lucrau și restul stăteau pe șanț, pe lângă gard, nu pleca nimeni acasă. Pentru că faptele noastre bune sunt cunoscute. Și treceau oamenii pe acolo, mă, ce s-a întâmplat? Eu spuneam ieri la frații noștri, când ne-au dat voie să construim adunarea în satul Bosanci, a venit secretarul de la primărie și a spus: am vrea să mai zidim un corp de clădire aici în școală. O clădire destul de mare. Voi, ca comunitatea penticostală, ne puteți ajuta? Și frații au spus: da, venim peste două zile și vă ajutăm. Frații mei, au început frații noștri să zidească de la temelie, până seara au terminat, au făcut și cofragul să toarne centura. Să uitau oamenii ce se face biserică penticostală acolo, toți pocăiți erau în curtea școlii, cu găleată, copii, cu lopată, aproape nu aveau ce face. Știți ce notă odată acțiunea asta? Dar știți ce notă odată acțiunile astea de solidaritate cu familia Botnariu? Când întreaga lume penticostală a ieșit, a cântat, pașnic, blânz, blajin, dar cineva spunea: băi, sunteți o forță, ați crescut în ochii opiniei publice. Și asta înseamnă ascultare, blândețe, fapte bune, să ne le dea Domnul, amin? Mergem cu prezentarea acestui zid al mântuirii mai departe și în Ioan capitolul 13 vine cuvântul Domnului și spunea, aș vrea să citesc versetul 34 și 35: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Să uite oamenii din lume și chiar nu pricep ceva. Nu pricepeau oamenii ăia fără sentimente din Coloseul, din Roma. Oamenii ăia îmbătați de sânge, care cereau numai circ și pâine. Nu înțelegeau de ce creștinii suferă lăudând pe Dumnezeu, îmbrățișați. Și au trebuit să recunoască și au rămas consemnată istorie. Uite la ei cum se iubesc. Așa se iubesc și frații din Elim. Așa se iubesc familiile de aici. Așa se iubesc tinerii de la cor, de la orchestră. Prin asta cunosc oamenii. Oamenii trebuie să cunoască că noi suntem ucenici. Și care e dovada uceniciei? Avem cor, Domnule, avem fanfară, avem orchestre, avem recitatori. Nu! Astea toate, mi-s dragi, le încurajez, le susțin și vă laud pentru ele. Dar în primul rând oamenii cunosc prin faptul că ne iubim unii pe alții. Să dea Domnul să ne iubim unii pe alții, amin? Când se uite oamenii din afară, ei se uită la zidul din exterior, că înăuntru ei n-au acces încă. Numai dacă intră pe porțile astea de care s-au citit în următorul verset. Dar din afară, când se uită la adunarea Domnului, când se uită la tine, se uită la mine, ei asta văd. Văd în noi ascultare, văd în noi blândețe, văd în noi fapte bune și văd multă dragoste. Și vă repet încă o dată, frații mei, trăiți cu demnitate pocăința. Reprezentați-L cu cinste pe Hristos în orașul numit Timișoara. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Când vorbeam odată la o căsătorie recent, Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădină să o lucreze și să o păzească. Și vorbim de lucruri care trebuie păzite în familie. Și spuneam tinerilor de atunci, păziți imaginea asta de familie creștină. Că noi trebuie să o păzim. Noi reprezentăm casa mea, familia mea, reprezintă în miniatură, dacă vreți, biserica Domnului. Și familia mea trebuie să prezinte frumos. În Apocalipsa 16 cu 15, eu vin curând. Ferice de cel ce își păzește hainele ca să nu umble gol, să îi se vadă rușinea.
Știți că în imaginea noastră de creștini trebuie să ne păzim hainele. Vei spune, o, frate, asta e duhovnicește. E adevărat. Acolo vorbește de hainele duhovnicești. Dar eu mă duc la 1 Corinteni 15:4-6 și Pavel spune că întâi vine cei firesc, după aia vine cei duhovnicesc. Când ne păzim imaginea noastră de fată pocăită, de băiat pocăit în Timișoara, de bărbat și nevastă, ne păzim și hainele, să arătăm ca niște oameni pocăiți. Pe mine, după ce m-a pus presbiter, fratele Ion a fost chemat la Domnul, om pocăit. 10 copii au lăsat acasă, dus în pușcărie, proroc al Domnului, a suferit mult pentru credință. M-a pus pe mine presbiter, mai tânăr, mai solid, mai energic. Și turneam niște beton acasă și nu mi-ajungea un sac de ciment. Și m-am suit în mașină repede, eram cu niște pantaloni un pic mai scurți, cum am eu îmbrăcat, și vine mama. Ea pocăită din tinerețe, din 1930, născută în pocăință. Spune, unde te duci? Mă duc să mai iau un sac de ciment. Tu te știi îmbrac. Dar băi, nu e că-s prăfuit tot și uite, mama, are calm, e cald. Băi, băiete, tu te știi îmbracă. Măi, tu ești de acum popul la pocăință. Și lumea când se uită la tine, vede un reprezentant. Și dacă n-ai fi păstor, ai fi un simplu pocăit, trebuie să vadă un pocăit model. Cum te duci tu dezbrăcat prin sat aici? Și nu mai spune ea o vorbă. Tu crezi că lui fratele Ion nu i-a fost cald niciodată? Fratele Ion era un bărbat înalt și slab, așa. Și spune, dacă l-ai fi văzut tu pe fratele Ion în pantaloni scurți prin Bosanci, ce-ai fi gândit de el? Și mi-a mai spus o vorbă mama atunci. Măi, tu vezi preoți ortodoși cum umblă, că e vara, că e iarna, că e foarte cald, cu niște veșmânte negre. Măi, băiat, imaginează-ți tu că vezi un preot ortodox cu tunică, cu coiți, cu toate pe dânsul, că merge prin sat, dar cu pantaloni scurți, că e cald. Ce îi spune tu demn așa preot? Eu zic, nu i-ar sta bine, nițâie nu stă bine. Nu stă bine să umbli dezbrăcat prin sat, să se vadă că ești gol și rușunea goliciunii. Acum eu lărgesc un pic și le spun, nici în Timișoara la un pocăit și o pocăită nu li stă bine să umble dezbrăcate. Că vine Scriptura și spune, păziți-vă hainele să nu se vadă rușunea goliciunii. Vă vorbesc cu toată dragostea și Dumnezeu mi-e martur. Elimul e undeva pe o înălțime. Mulți se uită la voi, o cetate așezată pe un vârf de munte. Sunteți voi Elim la Timișoara. Să vadă ascultarea, să vadă toate lucrurile și pocăința. Doamne ajută-ne la asta. Cuvântul Domnului vine și spune așa. Prin ce vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei? Prin faptul că vă iubiți unii pe alții. Vorbim de calitatea iubirii. 1 Ioan 4:17. Cum este El, așa suntem și noi. Și așa trebuie să fim, să iubim ca Domnul. Și în versetul 19 spune, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Ai o problemă cu cineva, ai un neajuns cu cineva, te-a supărat cineva. Nu sta acasă îmbufnat să vii să-și ia iertare. La dimineață îi spui să vii la mine să-și ia iertare, eu îl iert, eu-s pocăit, dar să-l văd că vine. Domnul nu a făcut așa. Biblia spune că noi îl iubim, El ne-a iubit întâi. Asta înseamnă pocăință, fraților. Și când vreți să arătați oamenilor că sunteți ucenicii Domnului, trebuie să vă iubiți unii pe alții. Dar faceți voi primul pas în a vă împăca, în a crea părtășia, în a crea cadru în care să coboare slava Domnului. El ne-a iubit întâi. Dacă am cu cineva ceva și știu că am cu cineva ceva, spunea Domnul, măi, lasă darul la altar, du-te și de fiecare dată mă duc. Rezolvăm problema. Am inițiativa, El ne-a iubit întâi. Și apoi spune în Ioan 13 că Domnul înainte de praznicul Paștelor, care știa că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce și că i-a sosit ceasul, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Ce am împotriva voastră, a voastră celor din Efes, este că v-ați părăsit dragostea din tâi. Hai să ne rugăm Domnului să ne dea statornicie în dragoste și să iubim până la capăt. Că am iubit-o pe mama mea și pe tatăl meu când eram copil mic. Dar o îmbătrâni și stau la pat și trebuie îngrijit ca un copil.
Și au pretenții tot că îi conduc, dar sunt neputincios. Dar eu iubesc până la capăt. Că am iubit-o pe soția mea când am cum luat-o și avea 20 de ani. Și acum are 50 de ani, dar o tot iubesc. Nu are silueta aceea, nu are tenul ăla, nu mai are fața aceea, că e cu riduri. Dar eu o iubesc până la capăt. Și l-am iubit pe bărbatul meu când era un tânăr deosebit și m-am căsătorit cu el. Păi acum nu-i ca atunci. Acum îți trage un picior, acum e bolnav, acum eu îi dau pastilele, că e bătrân. Dar eu îl iubesc până la capăt. Și iubesc pe frați când mă laudă, și iubesc pe frați când nu mă laudă, și iubesc pe frați când mă apreciază, și iubesc pe frați când mă critică, dar eu iubesc până la capăt. Asta e o calitate a dragostei. O avem și noi? Să ne-o dea Domnul, amin? Și apoi mai spunea cuvântul Domnului Roman, capitolul 5, parcă versetul 8. Și Dumnezeu și-a arătat dragostea prin faptul că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. O iubire necondiționată. Cum spune, bărbați, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Când noi eram în fundul mocirii, în groapa peirii, psalmul 40, s-a uitat din cer Hristos la noi, o dezbrăcat slava ce o avea la Tatăl, o luat un chip de rob, o venit în gabata, o urcat via doloroso, o întins mâinile pe cruce, fața lui era brăzdată de șeroaie de sânge, bătut cu bice și scorpioane, cu nună de spin pe frunte. Și noi unde eram? Noi eram niște răi, noi eram niște în patimile noastre, în plăcerile, în poftele noastre, să uita Hristos la noi, cum eram în cloaca de păcat și ne-a iubit. Că pe când noi eram încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Asta înseamnă calitatea dragostei. Să ne-o dea Domnul, amin? Frații mei, nu mai vorbesc de cantitate. Scrie în Filipeni 1:8, că martor mi-e Dumnezeu că vă iubesc pe toți. Cu o dragoste nespusă în Iisus. Nu dezvolt gândul acesta, se pare că am vorbit altă dată din Evrei 13 despre dragostea frățească, dacă mi-aduc bine aminte. Aș vrea să intrăm un pic în cetate, dau așa numai ca o schiță de predică. Când se uită oamenii din afară, în ziua aceea cetatea lui Iuda se va cânta următoarea cântare. Avem o cetate tare, Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură. Noi suntem o cetate pe un munte, trec toți timișorienii pe lângă noi, pe lângă Elin, pe lângă mine, pe lângă casa mea. Și aspectul meu, lucrurile care le cunosc și le văd ei la mine, îi ascultarea, îi blândeța, îi faptele bune și dragostea. Să ni le dea Domnul, amin? Acum mergem în 2 Cronici, în capitolul 6, vreau să citesc un verset aici dacă îl găsesc, 2 Cronici, capitolul 6, cu versetul 29, 2 Cronici, capitolul 6, 29. Când cerul va fi închis și nu va da ploaie, din pricina păcatelor lor împotriva ta, dacă se va ruga în acest loc și dacă vor da slavă numelui tău și dacă întoarce la păcatele lor, ascultă din ceruri, iartă păcatul. Hai la versetul 29 direct. Dacă un om, dacă tot poporul tău Israel va face rugăciuni și cere și fiecare își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre casa aceasta, ascultă din ceruri. Din interior, zidul se vede altfel. De afară oamenii cunosc ce am arătat. Din interior ce trebuie să cunoaștem noi? Și spunea Solomon, dacă fiecare își va cunoaște rana și durerea. Eu am numit-o asta, dacă fiecare și-ar cunoaște starea reală care o are. Și o cunoaștem noi? Care e rana mea oare? Știți care e rana mea? Știți care e durerea mea? După ani și ani de slujire, constat că la amvon vin tot mai multe bilete cu boli incurabile. Cancer, depresie, descurajare și asta e durerea mea. Constat că biletele de mulțumire, au venit aici un bilet, nu știți cât m-am bucurat pentru fata aceea care Dumnezeu a vindecat-o. Dar să mulțesc bolile
și parcă manifestarea darurilor Duhului Sfânt e tot mai rară și tot mai palidă. Mi-aduc aminte de adunarea noastră de acum 50 de ani, Domnul mi-a dat memorie bună, plină de proroci și prorocițe. Mi-aduc aminte când ridicau 50 de bărbați mâinile în sus și cântau aceeași cântare în altă limbă. Când era o bucurie, o teamă, o frică. Au fost momente în adunarea noastră în care am crezut că e răpirea. Toată adunarea vorbea în limbi cu mâinile ridicate. Eu, copil, m-am speriat, am spus acum e răpirea. Și manifestarea darurilor autentice, parcă tot mai palidă, parcă tot mai rară. Asta e durerea mea. Știți care e durerea mea? Că mi-a spus ieri cineva din Timișoara, am un prieten avocat și m-a sunat, mi-a spus, măi, la mine pe birou am două cazuri de divorț, am în două de la Pentecostali, au apărut și la voi divorțurile? Și asta e durerea mea, asta e durerea mea. Ce caută divorțurile în adunarea Domnului? Ce caută acele căsătorii așa de încercare? Asta nu-i joacă de copil. Nu mai ești călăuzită când te măriți, nu mai ești călăuzit când te însori, n-ai o tinerețe trăită lângă Domnul. Cântăm cântarea, binecuvântarea, stăm trăirea vieții. Să vă dea Domnul tineri pocăiți aici. Amin. Ce caută lucrurile astea între noi? Știți care e durerea mea? Când împrumutăm de în lume tot mai multe obiceiuri și le aducem la adunare, când căsătoriile noastre seamănă mai mult cu acele lumești decât acele de la pocăit, când îmbrăcămintea noastră e copiată din reviste de modă și nu-i după Sfânta Scriptură, asta e durerea mea și vă spun cu lacrimi în ochi. Și venea Solomon și spune, Doamne, dacă poporul tău, sau dacă un om își va cunoaște rana și durerea și va întinde mâinile spre Sfântul Locaș, ascultă-l. Știți care era greșeala celor din Efes? Și spunea Domnul, la celor din Laodicea, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, or și gol. Hai să ne dea Domnul o cunoaștere reală a stării noastre. Și apoi vine cuvântul Domnului în Împărați, capitolul 8. Spunea acolo, dacă își vor cunoaște mustrarea cugetului. După ce vedem starea noastră, acum vedem vinovăția noastră, mustrarea cugetului. În ce sunt eu vinovat? Când corul nu merge bine, cine e vinovat? Când trobele bat prea tare, până la urmă, eu eram cu gândul la Scriptură, că eu cu instrumentele am probleme tot timpul. Vin dintr-o adunare care până acum câțiva ani, 5-6 ani, nu s-a cântat cu niciun fel de instrument. Și am făcut o înțelegere cu frații bătrâni, băi, cântați, dar cântați mai încet, că pe noi ne doare capul că suntem bătrâni. Nu asta am vrut să spun. Când o cântare nu iese bine, care e partea mea de vină? Când o predică nu-i bună, care e partea mea de vină? Când nu vin frații la adunare joi seara, îs vinovat eu cu ceva? Când la strângere trece coșul ăla și nu pune, câte 3-4 nu pune nimeni, oare care e partea mea? Dacă fiecare își va cunoaște mustrarea cugetului, te mai mustră cugetul? Doamne, dă-ne un cuget și o credință vie și să fie Dumnezeu de partea noastră, amin? Închei predica că timpul trece. Aș vrea numai să vă spun un singur lucru. Noi suntem o cetate, Elim e o cetate, dar nu e o cetate de pe malul Nilului, nu, nu. E o cetate pe un vârf de munte, să uită o țară la voi, să uită o Europa la voi, să uită pocăiți și nepocăiți la voi, când se uită la voi, la zidul ăsta care se cheamă zidul mântuirii. Ei trebuie să vadă în voi ascultare, trebuie să vadă blândețe, trebuie să vadă faptele bune și să vadă dragoste. Amin? Iar din interior, când ne uităm la fața interioară a zidului, să cunoaștem exact starea reală în care suntem, să ne recunoaștem vinovăția, mai mult sunt și alte cunoașteri, nu le aduc acum pe toate, și să ne ajute Domnul să ne pocăim. Au venit la Ezechia niște trimiși din Babilon, și i-a inspectat într-un fel casa. Și când o gătat, a venit Isaia și a spus, ce-au văzut oamenii la tine? Când vine cineva, ce văd la noi? Când se uită la mine cineva, ce vede la mine? Când intră cineva în casa mea, ce vede el în casa mea? Și așa aș vrea ca despre voi să se spună cuvinte numai de bine. Împărăteasa din Seba a fost la Ierusalim, o stat de vorbă cu Solomon, o s-a uitat, roat, o admirat și la urmă o tras o concluzie, o spus, nici pe jumătate nu mi s-a spus. Aș vrea să vă spun că voi sunteți pocăiți, sunteți lăudați, dar nici pe jumătate nu mi s-a spus. Așa sunteți de smerite, așa sunteți de ascultătoare,
Așa suntem de pocăiți. Să ne ajute Domnul să fim. Amin.